Termopane. Dacă nu cântați, îl chem pe fuego. Să se bucure și soraș. Foarte avocat sângele. Termopane. Așa, de mita merge. Termopane, termopane, tată. Foarte deputat. Termopane. Termopane, termopane, oh, oh. Fă-te șef de stai. Fă-te avocat sângele. Termogeamul, cum zice Valiciu. Termopane, termopane, tată. Fă-te deputat. Termopane. Termopane, termopane, oh, oh. Fă-te șef de stai. Poate am o carmă proastă, poate de-aia m-am rugat, poate o fi fost ceva, na. Poate de-aia stau la vloc, poate nu văd ce se întâmplă. De-aia nu pricep nimica, poate n-am avut căldură și pă. Uși când eram mic. Poate că mama cu tata au fost frați când erau mici, până când s-au prins bunici. Eu eram deja aici. M-am născut cu trei mânuțe, nimic nu mai adevărat. Ce mă fac cu karma asta? Mă fac tată. Fă-te tată, mă fac tată. Dacă știa protocolul ce dă. Avocat. Avocat sângele. Termopane. Termopane. Tată. Fă-te deputat. Termopane. Termopane. Termopane, oh, oh. Fă-te șef de stat. Poate la maternitate, mi-au dat altă adresă, poate. Poate că de mine însumi mânam și-a de prea aproape, poate. Asta nu-i iubire, dar eu sper că poate. Nu am vrut să fiu contrari, dar nimeni nu m-a întrebat, toți mi-au zis cu fața asta, poate ce-a provocat. O să ai o casă în centru și o mașină mai de neam, și ai să ai loc de geamuri la ferestre, la ferestre. Hai să vedem dacă știți de feca. Dacă nici acum nu e să-l chem pe fuego. La ferestre, la ferestre. Asta cu fuego ține întotdeauna. Fă-te avocat sângele. Termopane. Termopane, termopane, tată. Fă-te deputat. Termopane, termopane. Termopane, termopane, oh, oh. Fă-te șef.
Mulțumesc frumos! Nu se putea să nu... Ce să vă spun? În rețetele tradiționale din regat nu se mai folosește saia. Nu știu cum e aici, probabil că e altfel. Pentru că saia, nu-i așa, doamnelor, dă tensiune, probleme în casă, du-te cu omul la doctor, stai pe acolo. Dar o să vă cânt cântecul acesta înainte. Pentru a-mi cere scuze pentru cântecul următor. Și atunci, cu siguranță că nu vă spunem pe cât de des și pe, pe cât de des meritați și pentru că sunt jumătățile noastre mai frumoase oricum, dar și mai bune, e evident. Și atunci, domnilor, permiteți-mi să dedic această piesă doamnelor. Se cheamă atât de frumoasă și când îi spui unei femei că e frumoasă ca o rugăciune, cu siguranță că merită asta. Ca o dimineață de frumoasă, thank you.
ce frumoasă. Mulțumesc din suflet. Și acum ajungem la rețeta de bucătărie, motiv pentru care am cântat piesa atât de frumoasă înainte. Este un cântec folk ce urmează să vă cânt, pentru că așa cum v-am spus, nu se mai poartă sarea în mâncare. Serios, nu. Ceapa. Doamnele știu, cu cât mai mult pui mai multă, adică cred că știu că n-am prea întâlnit în concert, am mai întrebat, dar nu. Mai mult bărbații știau. Cu cât pui mai multă ceapă în mâncare, ce gust are mâncarea? Dulce, nici aici. Aici, o ținem pe palincă, aici, lasă mâncarea, nu mai gătește nimeni. Deci cu cât pui mai multă în mâncare, mâncarea este mai dulce dacă pui ceapă, e adevărat? Nu cred să folosește ceapă aici. Ok, însă și nu contează. Cântecul ăsta, pentru bucureșteni zic, ăia dezrădăcinații de urmează să fie în viața ei, se cheamă, e cea mai frumoasă declarație de dragoste. Se cheamă, tu ești ceapa vieții mele. Nu mai că tu ești sarea în bucate, nu, că nu vă mai crede nimeni. Și atunci, nu știu cum e aici, dar în București, pensori, că nu ți le spă sâmbătă, cam așa, sau vineri, în sfârșit, după ce se numără banii luni, atunci îți dai seama. Și în cântecul ăsta, pentru că l-am auzit pe Adrian vorbind despre cântecul acela absolut fabulos, fabulos în vagabundul vieții mele, cântecul acesta este plecat de la o întâmplare cu domnul Dinică, am avut niște oameni care m-au înobilat cu prietenia dânșilor. Pe scurt e așa, își lua la revedere după o premieră și tot nu se termina ca să mergem la muzeu. Seara și se închid de vreme muzeele. Și la un moment dat vine o doamnă foarte frumoasă, se întinde mâna și zice, maestră, felicitări, și Dinică se luminează tot la față. Zice, doamnă, ce mână rece aveți. Vai, maestră, lăsați acum să vii la vară să-mi ții mâna pe șpiț. Asta era Dinică, da? De acolo a plecat cântecul acesta, pentru că divin, în limba moldovenească, înseamnă mult, întrebați-l pățolaș. Ăsta e moldovean de deget. Înseamnă și din cauza divină, da? Dar și divină, ca frumusețe naturală a Doamnei, dar și de vin, adică are multe. Vin, ăla de să bea. Nu știți voi cu vinul, că voi sunteți cu palină. Unde vorbesc și eu? Da, în sfârșit. Ceapa vieții mele. S-au scumpit banii femeie, au ajuns ca și eu ca tata. Plângu-vără și suspine, uite ceapă-i lângă mine. Dar cere ce e paharul când îmi cântă, când îmi cântă lăutară. Ne-am luat suport divin, nu se mai putea să cere să-mi țină orice paharul când îmi cântă răutarul. Folc! Ea și-a luat casă la curte și un fraier să o mute împărțit la doi de cazul. Până ieri nu a fost cazul. Că gonești
de viața rea tirbușorul. Când nu ai viață, scade tonul, dar eu te iubesc cu foc. Cum se iubește sticla în dop? Folco. S-au scumpit banii femeie, au ajuns ca apa. Tu ești cea vieții mele, plâng și eu ca tata. Plâng cu oare și suspină, uite cea mai lângă mine. Dar ce rece e paharul când îmi cântă. Vă mulțumesc frumos. Dacă nu vorbești cu zâmbetul pe buze despre singura instituție, pardon, nu e singura, că mai e și soacra. Dacă nu zic, sunt două instituții în România, nevasta și soacra. Restul te mai înțelegi, altfel deloc nu. Mulțumesc frumos. O să vă cânt o piesă pe care am scris-o pe drum, ca un omagiu pentru domnul Țolaș, pentru că știu că este fan. Hai că-mi pucă, în ce mai rar, ca să ai timp să pornește de tot. Se cheamă Împodobește Mama Brava.
din suflet. Pentru tine toate. Mulțumesc frumos! Înainte de asta aș vrea să vă spun, să le mulțumesc băieților de la tehnică. Am început în muzică pe la 13 ani, îmi pream instrumentele domnului Valeriu Sterian, că n-ar trebui să termin și eu cumva școala. Și băieții de la sunet sunt în general undeva acolo, toată lumea înjură că nu văd de ei, că le calcă pe cabluri. Diferența o face faptul că ei asigură, nici știu cum să spun, ca cei aici pe scenă să ajungă la dumneavoastră și dacă asta ajunge bine, atunci și din partea dumneavoastră pentru cei de pe scenă vine un val de emoție și de căldură absolut fabulos. Numai datorită lor. Mulțumesc frumos! E o regulă în muzică în România. Dacă un concert iese bine, este exclusiv meritul artistului. Dacă iese rău, e din cauza sunetiștilor. Vă mulțumesc frumos! Da! Thank you.
început te invit. Te invit o mea. Și mai te iubim. Vă mulțumesc din suflet pentru seara asta. Vă mulțumesc frumos. M-ați îmbogățit teribil. Vă mulțumesc frumos. Abia aștept să fiu în fiar, da? Imaginea unei băuturi gen palincă, dar mult mai proastă. Mult mai, nu se compară. Și omul ăsta, domnul Ștefan Iordache, m-a salvat viața. Ce vii, bă, cu apa asta de plujniță la mine? Hai să te învăț eu ce aia vin. Și m-a dus la dânsul vie și mi-a spus, Florin, vinul are o funcție socială. Nu, băi, mă, cum da boua, poșirca aia și mi-a dus. Vinul se tace. Vinul se vorbește. Vinul are depărtări. Și de atunci m-am lăsat. M-am apucat de șpiț. Dar și de palincă. Că n-am spus un om slab. Doar că am făcut un cântec din amintirea mea cu omul acesta absolut fabulos care a fost, care este pentru mine, domnul Ștefan Iordache. Se cheamă Șaveica de la Sarica Niculițel. Este un cuvânt recuperat, Șaveică. Am auzit undeva prin Dobrogea
însemnând șaveu într-o țigănească, așa înseamnă român. Șavei care ar fi nevasta românului care întotdeauna era tânără și frumoasă. Și am zis, e păcat să pierdem cuvântul ăsta pentru că e absolut superb. Sună minunat. Și am scris piesa aceasta ca pe o manea, acum. Puțină lume știe că maneaua, de fapt, nu asta cu dușmani și cu neveste și cu sânge și cu lanță și cu mașini. Nu, asta nu-s manele, asta-s prostii. Maneaua este un gen în muzica cultă, un subgen în muzica cultă. Știți cu toții o manea care vă place și nu știți că e manea, dar cu siguranță vă place. Barbu Lăutaru. Nu știți? Aia e manea. Parfumul ăla de acolo. Și se cheamă manea pentru că atunci, nu că s-ar fi schimbat prea mult fanarioții, se duceau oameni în cărciumă și zicea, era cea mai mică diviziune a banilor de atunci, se chema manea. Cântăm de manea. De acolo vine. N-are nimic plărativ în el. Și atunci, manea. Și aveica de la Sarica Nicuțițel. Povestea vinului dintr-un alt loc binecuvântat al țării este, așa cum este și Maramureșul, de undeva din Delta, dar după ce au săpat aia acolo, nu știu ce mai rămâne. Șavică, fată frumoasă, fugi și arun, vinul la masă și la rumul. Să-l vorbești până pe jos.
asculti tăcerile, să-i simți depărtările. Calul răi te poartă în șoapte pe cărările din noapte. În pădurea apelor, sărutul fecioarelor. Șaveică, fată frumoasă, cu cealul în la masă și de drumul cailor. Mulțumesc din suflet, lăsare minunată, mulțumesc frumos!